Sărbătoare mare în satul Hâjdieni. Oamenii sărbătoresc astăzi hramul satului. De la mic la mare, hâjdienenii s-au adunat în centrul satului. Elevii școlii de arte și ansamblu Cimbrișor Haiducii au pregătit un concert. Mai multe detalii urmăriți în reportajul ce urmează. Cântec, dans și voie bună răsună astăzi în satul Hâjdieni. Sărbătoarea a început cu un concert în aer liber. Timpul de afară a ținut cu hâjdienii, astfel sărbătoarea este mai frumoasă. Autoritățile au venit cu premii pentru cea mai frumoasă gospodărie, cea mai amenajată fântână. Avem organizat concertul festiv, închinat sărbătorii, participă grădinița de copii, școala de arte, liceul teoretic și colectivele artistice model din localitate. Pe urmă se urmează 30 la Berbec și la Cucoș, pe urmă o să fie loteria, pe care o așteaptă toată lumea, o să fie cadouri foarte interesante și o să fie balul tradițional, Hora satului. Formația Cimbrișor va evolua cu un program de sărbătoare deosebit, anume pregătit pentru zilele acestea frumoase de hram și suntem foarte fericiți să participăm la așa o sărbătoare. Suntem un colectiv care am fost invitat și la Ziua Independenței, la Chișinău și suntem cunoscuți și în Republică, și în raion, cu atât mai mult în satul nostru. Avem niște oameni deosebiți, să știți că avem din toate sferele care participă în activitatea artistică și mă bucur pentru acei care vin de la câmp și găsesc timp ca pentru a participa la repetiții. Și avem tineret cu care mai în scurt înnoim colectivul ca să avem ce lăsa, că Hâjdieni este un sat cu tradiții deosebite de frumoase și ar fi păcat să nu avem urmași care vor continua mai departe. Odată cu concertul festiv a fost creată o expoziție de tablouri și prosoape confecționate de gospodinile din Hâjdieni. Ca mie mă ocup din copilărie, chiar de la 4-5 ani, când am început a coasă, a prinde, de atunci mă ocup. Și cos pentru mine singur acasă, nu pentru... Ce vă motivat pe dumneavoastră ca să vă ocupați cu așa de letnicire? De o plăcere, plăcerea. Eu dacă vedem univa, ceva îmi plăcea și mă apropiam, nu făceam lucru, cel nu mă lăsam. Tradițional, după concert, a avut loc și o loterie, meci de fotbal și trânta, unde au fost puși la bătaie un berbec și un cocoș. În genere, s-au alocat din bugetul primăriei pentru organizarea și desfășurarea acestei frumoase sărbători 7.985 de lei. Ce premii au primit câștigătorii pentru expoziție, am zis că și trântă și pentru... amenajarea gospodăriei și a fântânilor. Deci pentru amenajarea gospodăriilor, amenajarea fântânilor și meșterii purpurari au primit în total 1050 de lei în dependență de locul pe care l-au ocupat în concurs. Menționăm că anul acesta satul Hâjdieni împlinește 411 ani de la formare. Autoritățile locale au alocat pentru desfășurarea sărbătorii circa 7.000 de lei. Sărbătoarea va continua începând cu orele 20 cu balul tradițional Vatra Horii.